Schim Visarion, monahile Caterina Labrentia, frații Sorinicu, Lucian, Gheorghe, Vasile Parascheva, cu tot neamul lor cel adormit, alți scritori, binefăcători de bine, slujitori adormiți, fiecare după al lor nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Tuturor. După râvna, credința, evlavia frăților voastre. Binecuvântat să fie pașii pelerinului. Mă refer la credincioșii, evlavioși, care poate după multă vreme, după mult timp, au revenit din nou la Sfânta Preacuvioasă Mâinilor Sfântului Parascheva,
apoi popăsind astă noapte și rugând prin priveghere și rugăciune de miezul nopții, cei care într-adevăr veniți an de an, în fiecare an, numai la hramuri, și cu multe evlave către Sfânta Icoană, Făcătoare de Minuni, a Maicii lui Dumnezeu. Măicuța Domnului știe acum o să vă răspătească mai bine, știe să vă numere Măicuța Domnului pașii, 2-3 chiar făcuți, și atât timp cât am pășit și poposim într-o sfântă mănăstire, știm bine de ce am venit, pentru ce am venit și bineînțeles că și pentru cei care sunt în grea suferință din casa, familia dumneavoastră. Iată din mila lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, au trecut 2 săptămâni de post. Cu siguranță, frăție Vase, ați ascultat cu multă atenție cuvântul propovăduit din Sfânta Evanghelie de astăzi, îndemnul spre pocăință, rugăciunea a mai multora, dar în biserică, sau rugându-ne unii pentru alții, mult poate aduce înaintea lui Dumnezeu, rugându-ne unii pentru alții. Sau chiar și pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu, este bine să ne rugăm pentru toți, deopotrivă. E bine, faptele bune, multă rugăciune care ne apropie de Dumnezeu, nu se face doar, se fac rugăciuni sau milostenie, doar în posturi. Dar avem ocazia, mai cu seamă în postul mare al Paștelui, în orice post, să fim mai curați și mai aproape de Dumnezeu. Și Hristos Dumnezeu să binecuvinteze creștinul care își caută frumos de suflet, ținând post până la Paști, până la învierea Domnului, și Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei care n-au postit sau nu postesc. Și ei mulțumesc lui Dumnezeu și noi mulțumim lui Dumnezeu. Și bine ar fi și bine este neosândirea. Să nu osândim nici pe cel care poate, nici pe cel care nu poate. Fiecare vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Viața trece, timpul trece atât de repede, încât nici nu îți dai seama că ajungi la o vârstă oarecare când îți cauți un răspuns ce ai făcut în viața ta. Cum ai prețuit timpul din viața ta? Ai fost în slujba lui Dumnezeu sau mai mult în slujba celui rău? Ei bine, în posturi, mai cu seamă, sunt foarte multe ispite. Omul rugător, credincios, postitor, are foarte multe ispite. Cel care nu se roagă, bine, să spunem că are o liniște sufletească, dar nu cred că are liniște sufletească. Bineînțeles că diavolul se ține doar cei care sunt răvnitori, evlavioși, credincioși. Și iată așa ne încearcă Dumnezeu credința noastră. Cât de greu și cu nevoie este de urcat cele 40 de trepte ale postului spre judecată. O zi de post, urcăm o treaptă spre mântuire. Și spune Cartea Sfântă, acest neam de diavol nu va ieși decât cu multă rugăciune și cu mult post. Orice am face noi în viața noastră, dacă suntem în afară de biserică Dumnezeu, și ferească-ne Dumnezeu
să fim în lume fără de Dumnezeu. Avem nevoie mai mult ca oricând de mila lui Dumnezeu, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi mulțumim zi noaptea lui Dumnezeu că ne dărește sănătate și viață, care e un dar de la Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi implorăm mila lui Dumnezeu să ne dea răgaz de pocăință, să ne putem mântui sufletul, să ne ajungă anii să putem să slăvim pe Dumnezeu, să rugăm pe Dumnezeu, să ne dăruiască un sfârșit creștinesc. Vedeți că vedem cu ochii noștri, poate că din sângele nostru, neamul nostru, rudele noastre, vecinii noștri, care nu au un sfârșit creștinesc cum ar trebui. Atât timp cât ești în biserică, în Sfânta Duminică și în sărbători, te poți considera și fi în slujba lui Dumnezeu, împăcat cu Dumnezeu. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu stăruind cu multă rugăciune. Fiindcă, să spunem, auzim câțiva bătrâni că nu știu cum ne mai ține acest pământ, părinte. În trecut sărutam pământul, că era curat. Acum nu mai putem săruta pământul. E bine, în trecut, în Sfânta Duminică, nu se făcea nici focul. Nu se gătea mâncarea. Se făcea de sâmbătă. N-avea îndrăzneană nimeni să calce Sfânta Duminică. Ori acum, nu știu dacă cu voie, dar mai mult cu voie, să spunem fără voie, dar ferească Dumnezeu cine îndrăznește să facă duminica, adică să pună la cuptor o pâine sau altceva. Ferească Dumnezeu de răspunsul care îmi vom da înaintea lui Dumnezeu. Am dat o pildă vie în viața noastră de zi cu zi. O mamă avea un copilaș mic și se pornea să meargă spre Sfânta Liturghie și nici bine n-a ieșit din casă, a apărut cu mătra de undeva departe, la București, în ospeție, cum spun basarabenii noștri. Și ce s-a gândit ea, nepregătită fiind, să taie o pastăre, o gâscă. Că vai de mine să nu mă face rușine. În Sfânta Duminică, când era îmbrăcată pentru Sfânta Liturghie, a pus, cum se pune, apă la focotit, copilul a căzut de sus, de pe cuptor, pe plită. Că zi noapte alerga de mănăstire în mănăstire, biserică în biserică, să-și salveze copilul. O facem poate cu neștiință, dar urâtul, necuratul, face în așa fel să ne întoarcă de pe calea mântuirii, de la Dumnezeu. Am spus-o deseori, vedeți că și în timpul liturghiei, în timpul rugăciune, se plâng foarte mulți că au gânduri necurate. Ei bine, acum știm prea bine că de la cel rău. Tot timpul în taină și în tainic să ne închinăm lui Dumnezeu și să spunem gând în apaia mea satanul. Și să ne închinăm mai tot timpul. Vedeți că ca și în viața monahală, trist este, dar scrie cartea, unii sunt trimiși să mântuiască, să ispitească mântuirea celorlalți. Așa și în biserică. Vedem credincioși care vin foarte blavioși, cu capete plecate, cu lacrimi în ochi, și vedem alții care mai tot timpul se uită la ceas. Oare cât mai ține liturghia asta sau predica asta? Și apoi știm că este lucrarea satanei. Atât timp cât noi rupem legătura cu Sfânta Biserică, cu Sfânta Liturghie și nu venim la cină, care este Sfânta Liturghie,
cei care sunt credincioși cu adevărat și formați frumos duhovnicește, nu rezistă să lipsească într-o duminică la biserică. Avem o tradiție în popor, ați văzut, că la Sfânta Parascheva, pe unde din centrul orașelor, când mă duc să prind o lumânare, că e de ajuns și mă duc acasă, mă culc să mă odihnesc, că am servici mâine. Și iată călcăm Sfânta Duminică, fără să asistăm doar o oră, două, cu frică de Dumnezeu, unii îngeri în cer nu clintesc la Sfânta Liturghie. Și apoi când suntem loviți de multe încercări, dăm vina pe Dumnezeu. De ce, Doamne, eu care am ținut câteva zile de post, de peste an, miercuri, vine, am făcut câteva fapte și acolo, de ce soarta mea este așa, de ce crucea mea este așa? Noi împovărăm crucea, este foarte ușoară în comparație cu lui Hristos Dumnezeu. Vrem, nu vrem, știți care este diagnosticul suferinței noastre? Păcatul. Cât de bun e Dumnezeu cu noi. Dumnezeu este iubire. Ne trimite câte o încercare, văzând puțină credința noastră, trebuie să recunoaștem că suntem foarte slabi în credință. Te doare puțin capul și cârtești, o măsea. Dar ne gândim la cei care zac în pat de ani de zile, care nu poate mișca o mână și care sunt hrăniți de alții. Ce fac acei oameni? Iar noi, ne-a dat Dumnezeu putere să putem să ne căutăm de suflet. Cât mai avem timp, că, vedeți, ne uităm unii la alții, pierdem pe foarte mulți dintre noi, rude, prieteni, și ne punem o întrebare, Doamne, în ce repede a plecat copilul acesta, tânărul acesta, vecina mea, mama mea, tatăl meu, fratele meu? Și spui o întrebare, dar uiți că și tu și ție îți va veni ceasul și timpul când se termină popasul scurt și doar știți că suntem doar niște călători, nu nemuritori. Orice să-i spui omului, dacă ați observat, fiecare dintre noi, numai să nu auzi de moarte. Să nu auzi că vei muri. Frica noastră este de moarte, cu toți ne temem de moarte. Dar nu ne gândim să avem frica de Dumnezeu, ce și cum ne vom reprezenta în fața dreptului judecător și ce am făcut în viața noastră pentru a da răspuns înaintea lui Dumnezeu. E bine, dacă ne facem ne gândim la trecutul nostru, cei care într-adevăr ne spovedim curat și nu ascundem păcatul, odată mărturisit și făcându-ți canonul pravila, trebuie să consider că este iertat de Dumnezeu și deslegat acel păcat, numai dacă nu te-ai întors înapoi la acel păcat vechi. Din nou trebuie să-l spovedești. V-am mai spus deseori și vă spun, ca să nu uitați, nu stați de vorbă cu gândurile, frați și surori. Vin gânduri, imaginații, gânduri spurcate, urite, care te poate băga foarte repede în păcat. Dacă nu ești pregătit, nu ești pregătit și nu ai o formare duhovnicească, n-ai post, n-ai rugăciune, n-ai spovedit, nu ești împărtășit, imediat poți cădea în păcat. Că vin gânduri, ferească-ne Dumnezeu. Și apoi vă mai spun că unii credincioși se plâng când stau în biserică, că au gânduri, uitându-se la un sfânt. Păi, dragii mei, sfințe fără de trup înaintea lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi, sunt casnice prietenii lui Dumnezeu, sunt doar cu Duhul în ceruri. Dar ați văzut? Unde duce mintea omului, păcatele noastre. Să nu avem grijă cât trăim a nemănui. Spunea un părinte duhovnic, dacă vrei să n-ai ispite grele și nu, să nu cazi deseori în păcate, nu judeca pe cel de lângă tine.
A cleveti este ori curvești, prea curvești, ori clevetești. Ăsta e păcatul mare înaintea lui Dumnezeu. E, acum mai este și iubirea de sine. Tot timpul noi avem, satana ne aduce că foarte bune păreri avem despre noi înșine. Suntem tare buni, tare intelectuali, tare învățați. Uităm că totul de sus, un fir din capul nostru, nu lipsește fără voia lui Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu și biserică. E bine, cei care se roagă într-adevăr simt prezența lui Dumnezeu. Și o simțim cu toții. Eu vă admir și mă bucur nespus de mult. Pentru mine astăzi, după această pandemie grea, suferință și prin tot ce a trecut poporul nostru și alte popoare, dar poporul nostru mă refer că credința noastră în Dumnezeu, poporul nostru ne-a salvat, este că văd credincioși și pelerini după 2 ani de zile de-abia. Consider că este învierea Domnului astăzi. Putem considera cu toții Hristos Dumnezeu ne-a salvat de pandemie, să spun, nu știu când vom uita, dar iată că în jurul nostru a pornit războiul. Când spuneam cu Eva că Sfinții Părinți și unii părinți cu viață îmbunătățită spune că atât de mult iubește Măicuța Domnului poporul român precum grădina Maicii Domnului este Sfântul Munte, așa ne acoperă Maica Domnului cu Sfântul Său omofor. Ați văzut că în jurul României veți mai auzi. Și iarăși mă reîntorc la cuvântul acesta care îmi spune 3 duminici. Vrăjmășia casnică să ne ferească Dumnezeu pe noi toți, dacă știi ce înseamnă. Ai ajuns să te lupți cu poporul de credința ta, ortodox. Ce poate să facă satana? Dar iarăși mă reîntorc și sunt prea ticălos să judec, este din pricina mulțimii păcatelor noastre. E bine, și pandemia aceasta, care n-am crezut că la vârsta mea voi ajunge, auzeam pe mama, Dumnezeu să iete că ce bajocuri făcea rușii de pe timpul războiului, de femei și de toate celelalte. Și a pus să se sape tranșei la vârsta de 14 ani. Și s-a trecut, bineînțeles, că bunicii noștri care i-ați prins, care ați auzit din ceilalți bătrâni, tifos, dacă știți ce înseamnă, oră. A trecut foarte. Noi n-am fost învățați să fiu cinstit acum. Era prea frumos. Era prea frumos să nu avem aceste încercări care Dumnezeu ne trimite biciul spre îndreptarea noastră. Dumnezeu este iubire, dar să nu profităm de bunătatea lui Dumnezeu. Că deseori profităm de Dumnezeu. Lasă că Dumnezeu e bun și continui ceea ce am făcut până astăzi. Când suntem loviți și încercați, ne pregătiți, vine desnădejdea, pentru unii depresie, care o numesc desnădejde eu. Atunci nu mai poți fi în slujba lui Dumnezeu. Te lepezi de orice, când vine desnădejdea. Să vă ferească Dumnezeu de desnădejde și Duhul întristării. Că dacă am avea acest duh al întristării 10 minute, nu știu cum am putea să trecem peste această mare, grea încercare. Dar nici 5 secunde nu este. Dar nouă ni se pare ore în șir. Duhul întristării, să știți că este un păcat de la diavol. Ei bine, acum spune Cartea Sfântă, când postești, nu te arăta că postești. Adică să nu ne lăudăm că suntem tare postitori, credincioși,
și să sfințim pe alții care poate ei sunt bolnavi, neputinte, sau nu-i atragem prin a îi judeca și a-i depărta, ci de încontră, sfătuindu-i măcar o zi, frate, soră, măcar două zile. Se vede ce frumos, ce bine ai să te simți. Nu a depărta pe cel care încă nu-l cunoaște de ajuns pe Dumnezeu. Ca să închei aici, mulțumesc și vă mulțumesc tuturor credincioaselor, credincioșilor, cei care ați poposit astă noapte și împreună v-ați rugat cu părinții monași și veniți cu multă râvnă credință la Maicuța Domnului. Acum majoritatea din pelerini sunteți apropiați, pot să vă consider, ai mănăstiri. Mulțumesc gospodinilor care organizați aceste excursii prin sfintele noastre mănăstiri. Aveți multe de dărit și altora când vă reîntoarceți acasă. Luând mare binecuvântare la Maicuța Domnului, la Sfânta Preacuvioasa Maica Parascheva, mult milostiva noastră Parascheva, ducând la cei care din binecuvântate pe cine n-au reușit să fie, unde sunteți frățile voastre. Să dea Hristos Dumnezeu așa să vă căutați de suflet până la sfârșitul vieții. Ori noi suntem datori să vă pomenim, pomenicul dumneavoastră care lăsați la Sfânta Proscomedie, Sfânta Liturghie, este atât timp cât nu reușiți să vă reîntoarceți într-o lună de zile, două luni de zile, fiecare cum îl binecuvintează face Dumnezeu. Nu, Dumnezeu vă știe viața, trăirea și cum vă creșteți copilașii de greu. Vă mulțumesc încă o dată că ești și stați și cea mai mare bucurie a mea este că vă căutați frumos de suflet. Altceva? Cum se poate simți un preot, un părinte slujitor când vede roadele în biserică? Cum aș putea eu simți și cum aș putea să-i mulțumesc Maicii lui Dumnezeu că în fiecare duminică este hram la Mănăstirea Adâmpul, Maicuța scumpă a Domnului aduce mulțime de popor. Mulțime de popor evlavios, că se vede creștinul care este evlavios și cel care vine doar, cum spunea o doamnă, să o judece Dumnezeu, dar eu n-am venit aici să stau într-un dormitor cu patru, nu știu ce. Eu am venit să mă simt bine și să mă odihnesc, să mă recreez. Păi, doamnă scumpă, eu am adresa neaș la câteva hoteluri, dar nu știu de ce ați venit, că și acasă putea să vă odihniți bine, că toată viața ne odihnim bine. Ați văzut că când te duci la o petrecere, toată noaptea, dans, cheuturi, glume, băutură, rezici până dimineața. Ori la Sfânta Liturghie și la o trenie de noaptea nu rezici nici jumătate de oră. Și atunci vă dați seama că mulți chemați, puțini alegi din cei chemați. Dumneavoastră aveți grijă cei care organizați. Se vede omul care își caută de suflet și cu ce gând pleacă. Tot timpul să vă faceți rugăciunea de călătorie. Să luați blagoslovenii la duhovnicul dumneavoastră când plecați într-o excursie pe mai mult timp. Sau. Iar preotul slujitor al lui Dumnezeu, solul lui Dumnezeu, dacă o să vă pună pedică de a pleca spre mănăstiri ca să plâng mulți creștini, va da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Cu un preot bun se duce în frunte cu pelerinii când poate, bineînțeles că duminica slujește și se bucură atât timp cât credincioșii din parohii merg prin mănăstiri, îi are permanent în biserică, în Sfânta Biserică. Eu am o vorbă și o spun cu teamă. Nu v-ați folosit la mine sau undeva, nu stați pe loc. Alergați unde simțiți cu adevărat balsam pentru suflet, rămâniți acolo. Și folosiți-vă. Este timpul să vă căutați doctorul. Ați văzut că tratamentul nostru, și eu și dumneavoastră, deseori, îl greșim. Mergem din vorbă în vorbă că ar fi un profesor mai bun, un doctor mai bun. Unul îți dă un leac, altul alt leac și până la urmă te duce în mormânt.
așa și cu duhovnicul. Dacă nu te rabdă la spovedanie, dacă nu te folosești, iei binecuvântare și ai plecat. Trebuie să-ți mântuiești sufletul că vom da răspuns ce am făcut. E bine, cam atât. Tot am spus că mă opresc și m-am oprit acum, dar vreau să mulțumesc Bunului Dumnezeu. Cum am spus la pelerinii de aseară, iată că am ajuns și eu după se împlinesc 32 de ani de preoție. Acum bine, prima Sfânta Liturghie este de bună vestire, dar de mila lui Dumnezeu, de Sfântul Grigorie Palama, am fost hierotonit în preot. 32 de ani de stăriție, de preoție și de când sunt la Hadâmbu. Am îmbătrânit cu unii dintre dumneavoastră, că unii s-au mirat care l-am văzut, părintea să înălbi cu totul. Ei bine, acum să dea Dumnezeu să fiu eu sănătos, că fără ăsta altă să spună ceva. Nu știu în puține cuvinte cum să vă mulțumesc dumneavoastră, lui Dumnezeu și dumneavoastră, că m-a susținut în tot ceea ce am făcut în Hadâmbu, unde a fost doar o ruină. O ruină! Chiliuța Sfântului Ioan Botezătorul a fost prima casa mea, căsuța mea. Acum 32 de ani, prima înviere, acolo am făcut-o în Chiliuța Sfântului Ioan, în icoana Făcătoare de Minuni. Doamne, ce le-a mai trecut! Singurul lucru care aș putea să-i mulțumesc Dumnezeu când am ținut umbră pământului. E bine, eu și facultatea am făcut-o mai târziu, dar m-am dorit cu totul acestui loc sacru care a fost pustiu. Cine poate recunoaște astăzi ce a fost în Hadâmbu și ce este astăzi? A fost doar zidul și o ruină. Singurul dar de la Dumnezeu care mi-l puteți da dumneavoastră ca credincios să vă rugați pentru mine să pot în continuare să vă pot propovădui și sluji. Singurul păcat care nu l-am înaintea lui Dumnezeu este că nu i-am bătut joc de bănuțul dumneavoastră. L-am pus acolo unde îl vedeți zi noapte. Mă bucură când aud credincioșii cuvântul acesta, colț de rai, a lucrat Maica Domnului atât de frumos, când n-am avut unde să-mi plec capul, iată ce a putut să facă Maica Domnului într-un loc părăsit. Sunt 32 de ani de viețuire, de viață. Am venit aici la 26 de ani. Din mila lui Dumnezeu, pe 29 aprilie, fac 57 de ani. Acum am nevoie de rugăciunea dumneavoastră, fiindcă ați auzit rugăciunea multora, mult poate înaintea lui Dumnezeu. Să vă pot primi mai frumos, poate mai, să fiu mai rădător. Ei bine, am lucrat mult în partea lui Marta. Dar nu se putea fără Marta. Se împletesc cu una Maria și Marta. Fiindcă dacă n-am găsit nimic, să las când voi pleca la Domnul, să aibă cine să spună că a fost un părinte care a făcut ceva aici. Că eu n-am găsit nimic. Deși n-am găsit nimic, am găsit puterea locului, harul fostului stare, părintele Iov, Mazilu, care este în cimitirul mănăstirii, un părinte cu mult dar de la Dumnezeu, care avea mare vlavie la Maica Domnului. Părintele Iov a dorit icoana făcătoare din mănăstirii noastre, fostul stare. A fost un loc pentru rugăciune, v-am mai spus,
venea popor multe mezi de noapte. Și părinte eu propovădea din chiliuța aia mică de sus, credincioșilor, unde erau prigoniți de securitate, ascunzându-se prin pădurea din jurul mănăstirii. Cred că se odihnește liniștit părintele Stareț Iov, fiindcă nu l-am găsit aici, a fost prigonit de securitate într-un sătuc Horpaz, dacă ați auzit, l-am readus în cimitir pentru binecuvântarea locului. Și gândindu-mă că a dat o comoară mănăstirii, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Îi mulțumesc Maicii Domnului pentru, în primul rând, că m-a ajutat în timpuri foarte grele și nu vreau să mă readuc aminte de celelalte, decât doar să-i mulțumesc lui Dumnezeu, n-am nevoie de nimic pe fața Pământului. Decât să vă formez frumos și să vă folosiți din cuvântul care mi-l trimite Dumnezeu să vă-l propovăduiesc. Asta îmi doresc, să fiu sănătos, să vă cânt, să vă spun cuvânt de învățătură și să vă văd sănătoși cât va voi Dumnezeu, că spuneam la gospodinii la aseară la pelerini, că era o credincioasă văduvă care venea foarte des și îi spun soră Ioana, că așa o chema, mă tare trebuie să mai vii de 7 ore, era foarte în vârstă. Vai, părinte, eu am venit să iau binecuvântare că plec la Domnul. Nu se poate, cum să pleci la Domnul, mă tare, încă slavă lui Dumnezeu fac eu. Ia sărmana, după ce a rămas văduvă, pentru a se întreține, țesea, coberturi, cum să spunem, popor. Și la fiecare mănăstire ne auzea că n-are preotul veșminte, dăruia câte un veșmânt. Așa a făcut până a murit. Și ultimul veșmânt l-a adus mie și mi-a zis, părinte, dați-mi blagoslovenie că plec la Domnul. Și vă rog să veniți la mormântarea mea. E bine, eu n-am crezut așa ceva. Trec 2 săptămâni și mă sună cineva. Veniți, părinte, că a plecat sora Ioana și a lăsat cu limbă de moarte să vă duceți la ea. Dați-vă seama, trăire de văduvă, credință. Ați văzut? A fost în slujba lui Dumnezeu până în ceasul morții. A mai avut o fică duhovnicească de 90 de ani și vine la mine cu o plapă, o mașină de spălat, și avea bagaje, repede, părinte, repede, că am venit cu fișorul ăsta al meu, să nu știu prea multe, cum fac părinții săraci mai în vârstă. Că eu plec, am venit să vă las astea, că nu știu dacă cineva o să mai dea de pomană ceva pentru sufletul meu. Și luați-le în numele Domnului, spovediți-mă, împărtășiți-mă, așa am făcut. Și s-a dus acasă, și a cerut să fie dusă în grădină. S-a așezat pe un scaun și a murit. Cine crezi că era această femeie? Sora lui părinte Serafim. Schimonahul Serafim. Multă credință a avut și neamul lui Sfinției sale. E bine, acum, care are așa sfârșit frumos. Să nu lungesc prea mult cuvântul meu. Eu nu găsesc cuvinte de mulțumire că am ajuns anii aceștia și m-a ținut locul ăsta sacru și vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine și nu ultimul rând la oștea mică de stoinică care pot să spun că sunt niște albinuțe la atât popor să faci față, 10 monahi, nu cred că credeți, dar dacă Dumnezeu nu mă blagoslovea cu a doua obște care îmi sunt fii duhovnicești din partea dreaptă, zi noapte au fost alături de tot ce este greu aici. Mai bine spus, m-au ajutat să-mi duc crucea de stareț. E bine, nu ușor le-a fost la unii, și Mântuitorul a avut ucenici 12 și unul s-a lepădat. E bine, ei toți sunt în slujba lui Dumnezeu. Fiecare cu darul lui,
cu credința și râvna Lui. Eu am lucrat pentru dânsii 32 de ani, sunt unii care se spovedesc la mine de peste 30 de ani, de cum am deschis mănăstirea, de 32 de ani. Mai departe vor da răspuns ce fac ei cu sufletul și viața lor. Pe lăsa mai curtă.